România Mare, trecut, prezent și viitor. La început a fost cuvântul. De la primul cronicar român, moldoveanul Grigore Ureche, cel cu a, care cu autoritate a scris despre neamul românesc, noi de la râm ne tragem. cuvântul a fost purtat de ceilalți cronicari, moldoveni și munteni, apoi de luminata școala ardeleană, ai cărei reprezentanți, Ion Micu, Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, au propovăduit nu numai latinitatea cuvintelor, dar și al scrierii românești. Pașoptiștii din cele trei principate românești au dus cuvântul mai departe și l-au răspândit și mai adânc. Și ei au fost toți cei ce au transformat cuvântul în lucru, înfăptuind prima unire a principatelor și crearea României moderne. La 24 ianuarie 1859, muntenii au ales cu entuziasm și credință pe Ioan Alexandru Cuza ca prim domnitor al principalor unite recunoscute din 1862 ca România, din nou datorită lui. S-au scris ce se mai scrie, se mai pot scrie cărți despre zbuciumul și lupta unioniștilor pentru o patrie unică a românilor și nu e cazul să dizertăm aici. Totuși câteva fapte trebuie amintite. Puțin mai știu azi că fără beția puterii a Imperiului Rus ce a dus la războiul Crimeei nu se știe când dorința românilor s-ar fi realizat. Crezându-se destul de puternic, Imperiul Rus a încercat să-și impună dominația asupra Imperiului Otoman și a principatelor, mizând pe neintervenția marilor puteri, Anglia, Franța, Austria. Gravă eroare. Imperiul a fost înfrânt. Politico Magazin susține că principala cauza a să-i înfrânge a fost bătrânul viciu rusesc, alcoolul. Citând un ofițer polonez luptând de partea rușilor, Rodel, Rud Robert Adolf Șodasievici, acesta spune În timp ce aliații luau cu asalt pozițiile rusești, soldații ruși cu mult curaj asaltau vodka. Și tot el spune, Locotenentul general Vasile Chiriacov, clătinându-se pe picioare cu sticla de șampanie în mână, comanda regimentului său Minsk, se deschidă focul de artilerie asupra propriilor husari din Kiev. În frânte, Rusia a sprijinit poziția Franței de unire a principatelor dunărene, cum erau denumite atunci. Pe față a sprijinit-o, dar nu s-a jenat pe ascuns să încerce totul pentru a-și impune omul pe prințul Surza, ca principe al Moldovei, și chiar să sprijine planul de asasinare a liderilor unioniști moldoveni, când adunarea ad hoc, l-a votat pe Cuza Domn la 5 ianuarie. De partea lor, unioniștii munteni au supus adunarea ad hoc dominată de conservatori antiunioniști unei asemenea presiuni populare că aceasta a trebuit să voteze și ea pentru Cuza. Speranțele puse de unioniști în Cuza au fost răsplătite. Alexandru I, fiind considerat până astăzi cel întâi, dar și cel mai mare conducător al României, exemplul de urmat de către orice politician. Cu o politică externă deosebit de activă și puternică, bazându-se pe tinerii politicieni români, mai ales Mihai Cogălnicianu, dar și asumându-și personal riscul de a impune de dorita de boier, dar atât de așteptată de în reforma agrară, Alexandru I rămâne zenitul patriotismului românesc, exemplul de urmat. În numai 18 ani, la un nou accident rusesc, tânăra armată română intervine strălucitor la cererea umilă a Rusiei și înclină baranța războiului în favoarea acesteia. Plecat am nouă din vaslui și cu sergentul 10 și nu era zău nimănui în piept inima rece. Voioși, ca șoimul cel ușor, ce zboară de pe munte, aveam chiar pene la picior și aveam și pene în frunte. Peneș și curcanii lui au fost gata să-și dea și mulți și-au dat viața pentru libertatea țărilor. Au fost peste 4300 de morți și dispăruți și 3300 de răniți. Politicienii țării, din nou uniți și aflați sub conducerea unui tânăr dar vrednic domn, Carol I, s-au arătat la înălțimea gerfării soldaților și au obținut recunoașterea independenței țării, precum și nordul Dobrogei, dar pierzând bugeacul adevărata Basarabie, nu cum mai târziu va fi denumită jumătatea de est Moldovei, Basarabia. A alăturat guvernii, deci Bugeacul a alăturat guvernii rusești a Basarabiei. Păzește-mă, Doamne de prieten, că de dușman mă păzesc singur. De la Nistru până la Tisa, din Hotin până la Mare, din Boian la Vatra Dorni și de la Turnul în Dorohoi, din Sădmar până în cele numai vaduri de acele. Publicată pentru prima oară, la 1 iulie 1883, în revista Convorbiri, Convorbiri Literare, Doina lui Eminescu încheia perioada activă a vieții poetului. Primul poet român, am zis român, și nu moldovean, muntean sau ardelean, și devenea fără voia lui, acesta, devenea, poezia, devenea fără voia lui testamentul său politic, un nou testament căci mai presus de toate crezul lui Eminescu devenea noul cuvânt, visul pentru care fiecare patriot român, acelea de a-i vedea pe toți de un neam în acea sară fără vaduri și vame între ei. Într-o poezie, el a trasat granițele României mari. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care a fost, a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor, urmașilor voștri, în, voș, în veacul vecilor. Ștefan cel Mare este viu astăzi în România, doar prin pana dramaturgului de la Vrancea și a marele actor Calboreanu și nu știm când și cine va putea să schimbe această imagine. Marți la 1 florar, în 1918, mai, se săvârșea ceremonia despărțirii de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Acoperit cu drapelul țării și nenumărate coroane, printre care fulfia stagul Franței, din partea căreia îi aducea supremul salut ambasadorul ei, saint Oler, înconjurat de familia îndurerată și însoțit de miniștrii țării și ai aliaților și sumedenii de ieșeni și refugiați, Sicriul cu trupul marelui patriot făcea ultimul drum prin Iași, mergând spre casa veșniciei din cimitirul eternitate. Nu rându-și un sfârșitor, au cuvântat Octavian Goga și Tacheonescu. Henrieta, fica lui, una din fiicele lui, infirmieră la Spitalul Răniților și Henrieta, infirmieră la Spitalul Răniților de acolo, a murit strivit de durerea înfrângerii, căci după ce luptase viața întreagă pentru unirea românilor de peste Carpați cu România, și fusese una din cele mai puternice și convingătoare voci în favoarea intrării României în război de partea Antantei, își vedea speranțele năruite. La numai câteva zile, tratatul de la București era semnat. Nu știm dacă de la Vrancea aflat că acel tratat, cel mai dur din istoria României, va recunoaște unirea Basarabiei, partea de est a Moldovei, de la Hotin și până la Mare, dintre Prut și Nistru cu România. Unirea cu România a fost hotărâtă de sfatul țării la 27 martie 1918, se fac azi 100 de ani. Vasile Stroiescu, Ion Buzdugan, Ion Inculeț Panhalipa au condus lupta vasaribelilor de unire cu România. Lor li s-a alăturat Constantin Stere, ce a fost al doilea președinte al sfatului țării după Buzdugan, între 2 aprilie și 25 noiembrie 1918. Deși atunci și atunci când s-a decis unirea. Stere sau Sterea era basarabean de origine, născut într-o familie boierească, dar intrat de tânăr în mișcarea revoluționară, narodnicistă. Deportat în Siberia, și se refugiază în România, unde își continuă studiile, devenind profesor de drept la Universitatea din Iași. Este greu să exagerăm influența lui Sterea asupra gândirii politice românești, în special de stânga. Membru al Partidului Liberal, alăturându-se acestuia cu grupul generoșilor, a militat printre primii, dacă nu primul, pentru votul universal și pentru o extinsă reformă agrară. În perioada neutralității a luptat neobosit pentru alăturarea României puterilor centrale. Nu din filogermanism, ci din dragostea lui pentru Basarabia și teama sa, întemeiată, că și simțită pe propria ei piele, că Rusia va reuși în scurt timp de românizarea Basarabiei, prin politica de migrație masivă a unor populații neromânești în țară și a opresiunii culturale. Această poziție a lui Stere nu i-a fost niciodată uitată. Deși demnă și justificată, nu i-a fost uitată nici după contribuția sa hotăritoare la unirea Basarabiei cu România. Mandatul de deputat în primul parlament al României Unite, desfășurate cu vot universal, câștigat de stere cu o majoritate nemai întâlnită înainte și după, i-a fost constatat, contestat, chiar și de Nicolae Iorga, una din marile, fiind aceasta una din marile greșeli politice ale marului istoric, dar nepriceputul politician. Dacă am vorbit de acești doi mari intelectuali și împătimiți apostoli ai Unirii, este pentru, este pentru a arăta cu câtă suferință s-a realizat România Mare. În 1913, după aia, numai 58 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească, România a ajuns o putere regională, o oază de stabilitate și civilizație în estul Europei. Harta de astăzi a Balcanilor se datorează în mare măsură intervenției României în cel de-al doilea război balcanic, de aici prietenia și respectul Greciei și al Turciei și ura Bulgariei. Devenit o țară matură, cu o democrație stabilă și o armată de luată în seamă, România, a fost privită ca un aliat de dorit de amândouă coalițiile. Membra triplei alianțe, România și-a declarat totuși neutralitate. În fața opoziției maghiare, la îmbunătățirea semnificativă a soartelor românilor din Imperiul Austro-Ungar, dar și datorită faptului că Rusia stăpânea Basarabiei Fă, făcea parte din Antanta. România nu își putea abandona frații de peste munte și nici pe cei din Basarabia, Dar era pusă în poziția sfârșitoare a unei mame ce trebuia să aleagă între copiii ei pe cel care să-l salveze de la pieire. Agonia a durat doi ani și intrarea României în război s-a bazat pe tratatul semnat cu Antanta care recunoștea drepturile României asupra teritoriilor locuite în majoritate de români de peste munți și, cum spuneam, refuzului sinucigaș al ungurilor de a recunoaște românilor drepturi naționale egale. Determinarea soartei Basarabiei era în aceste condiții, din păcate, amânată spre viitor. Semnarea tratatului cu Antanta a fost potrivit lui Ige Duca, viitorul prim-ministru, o mare victorie diplomatică pentru România, pentru că reușise să consfințească printr-un act internațional, purtând discreditorilor celor mai mari puteri din Europa, drepturile seculare, citez, ale neamului românesc asupra tuturor ținuturilor locuite de români din monarhia habsburgică, orice s-ar fi întâmplat, învingători sau învinși, era prima dată în istoria neamului nostru când aceste revendicări ni se recunoșteau în tip formal. Uh. Ok, În Consiliul de Coroană, ce a decis intrarea în război de partea Antantei, Ionel Brătianu, primul ministru, a spus Fără îndoială că vom ieși învingători, dar nu sunt sigur. Se poate să fim și învinși. De aceea vreau să se știe bine de toți că chiar învinși, tot cred că țara mea trebuie în această clipă să fac acest gest. În viața națiunilor sunt afirmări de drepturi care se socotez mai mult decât izbând trecătoare și sunt gesturi de abdicare, de dezertare morală care compromit viitorul lor pentru veacuri de rândul. Într-o astfel de situație este astfel astăzi românismul. Și dacă nu azi, atunci mâine vom culege roadele acestor jerfe și acestor afirmări de drepturi. Dumnezeul românilor este mare, se spune, și destinarea Imperiului Rus și Austro-Ungar avea să răsplătească curajul politic și sângele vărsat de români. Peste 500.000 de români și-au pierdut viața pe front sau în spatele frontului sau au fost răniți în timpul războiului. În ciuda sacrificiilor și a bravurii armatei române, a revenit politicienii României să smulgă marilor puteri, recunoaște României mari, căci Franța, Rusia, Anglia semnasele deja înțelegeri secrete să nu respecte tratatul încheiat cu România. Ionel Brătianu, Regina Maria, Regele Ferdinand, dar și Tacheonescu, Nicolae Titulescu, Vaida Voivos, au fost cei care au purtat spre izbândă interesele României la Paris. Trei generații de domni și regi și trei generații de politicieni au reușit să facă din Principatele Unite România Mare. Fiecare generație a dus mai departe construcția începută de predecesori. Din păcate, nu a fost așa cu următoarea generație, care a lăsat România mare să piară. Regele Carol al II-lea, deși educat de bătrânul rege Carol, a fost o adevărată piază rea pentru țară. În ciuda inteligenței, lipsa oricărei fibre morale, setea de bani și convingerea că el este omul providențial pentru România, au făcut din Carol al II-lea simbolul dezastrului românesc. De asemenea, adoptarea votului universal, pentru bărbați în 1918, cu toate aspectele pozitive, reforma agrară începută de liberare în 1918 și terminată în 21, au transformat complet România, accentuind dezvoltarea modernică organică. Aceleași două legi, ca și Constituția din 23, aveau să transforme și lumea politică. Din cele două mari partide antebelice, numai Partidul Liberal a rămas puternic, de fapt, singurul mare partid politic cu o bază solidă în toate provinciile românești, bine structurat, condus de polițiuni de mare experiență. Soarta a vrut ca regele Ferdinand și la scurt timp iorbărteanu să moară, lăsând în urma lor un vid accentuat de criza dinastică provocată de Carol al II-lea. Profitând de acest vid politic, dezruncinarea partidului liberal și incompetența politică a altor conducători printre care Iuliu Maniu și Iorga, acesta revine pe tron cu o singură misiune, să slăbească partidele și să conducă țara așa cum dorea, fără constrângele Constituției, așa cum au făcut părinții lui și Carol I. Votul universal a dus la fărămițarea partidelor politice și deci la instabilitatea, instabilitate facilitând acțiunea regelui Carol al II. -lea. România a reușit să-și creeze alianței cu noile țări independente apărute după război, dar, din păcate, timpul scurt de existență și insuficienta colaborare a colaborarea acestor țări a, -a dus la desfășurarea acestor alianțe în fața atacului Germaniei cu binecuvântarea Franței și Angliei. Pornită bine cu mult entuziasm și maturitate, integrarea noilor provincii va reuși în linii mari până la începerea celui de-al doilea război mondial și se va continua după. În 1939, războiul a, venit din nou, a devenit din nou inevitabil, România fiind prinsă în cleștele țărilor iredentiste. Pactul Ribbentrop-Molotov a declanșat cel de-al doilea război mondial. Cele două puteri, Germania și Rusia, în opinia mea cel puțin, sunt la fel de vinovate. Cu Franța înfrântă în câteva săptămâni, cu Anglia măcinată de bombardamentele germane, regimul carlist s-a prăbușit. Basarabia și nordul Bucovinei au fost cedate URSS, așa cum prevedea pactul Ribetro-Molotov, și nordul Transilvaniei a fost atribuit Ungariei prin dictatul de la Viena de către Germania și Italia. România a intrat în sfera de influență a Germaniei și s-a alăturat acestea în războiul contra URSS, sperând să recupereze măcar teritoriile din Est. La conferința de la Ialta, Soaltra România a fost hotărâtă, fiind lăsată pradă URSS. Dacă nordul Ardealului a fost recuperat, soarta Basarabiei părea pecetluită, politica de deromanizare fiind aplicată cu și mai multă duritate. Regimul comunist din România, urmând exemplul comuniștilor ruși, a distrus întreaga structură socială a României și a ucis pe cei mai de frunte politicieni, ca și pe toți cei care au opus o cât de mică rezistență. Când miracolul căderii Imperiului Sovietic a venit la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, România, ca și Basarabia, nu mai avea o elită. Dacă în Basarabia s-a format un nucleu unionist de către un număr de intelectuali, mai ales scriitori, grupați în jurul revistei Nistru, în România așa ceva nu s-a întâmplat. România și Basarabia, devenite Republica Moldova, au fost la începutul anilor 90 două solitudini și au rămas. Desigur, putem blama cozile de topor rusești, pe Iliescu, pe Voronii sau Azdodon, dar o analiză mai adâncă ne arată că România și Basarabia nu erau sincrone în aspirațiile lor. Deși fiecare lupta pentru libertate, România lupta pentru libertatea individuală, iar Moldova pentru libertatea națională. În scurt timp, în cele două țări, puterea a fost acaparată de eșelonii 2 și 3 din structurile comuniste sau de securitate. Astăzi, România și Basarabia se află în umbra morții. Populația scade continuu și fără perspective de îmbunătățire. De la un maxim de 23 de milioane în 1990, populația României a scăzut la mai puțin de 20 de milioane în 1917 iar Basarabia, iar în Basarabia, populația a scăzut de la 4,5 milioane în 95 la circa 3,5 milioane în, în 2016 și unii spun că mai puțin. Din păcate, forțele vitale ale națiunii părăsesc țara. Tinerii, în primul rând, și în aceștia, cei mai talentați și cei mai îndrăzneți ale calea exilului, ca și cum declinul demografic nu ar fi destul. În timp ce alte țări europene, aflate în acea situație demografică, s-au deschis imigrației, România rămâne ferm închisă și nepregătită pentru imigrație. Nici măcar o discuție serioasă nu se poartă pe această temă. De fapt, nicio o discuție serioasă nu se poartă asupra problemelor majore ale României sau Basarabie, clasa politică fiind de cel mai ridus nivel. Între 3 și 4 milioane de români au emigrat din România după 90, Marea majoritate definitiv, iar cifra reală a imigrației din Basarabia este greu de stabilit, dar poate fi procentual chiar și mai mare. După mai bine de 25 de ani de la Revoluția Română și la învițarea Republicii Moldova, este greu de spus că s-a format o nouă elită. Spațiul public este inundat de chici și subcultură. Calitatea învățământului s-a degradat și continuă să se degradeze, cel puțin în România. Puțini sunt patrioții și mulți patriotarzi. Va dispărea România în următorul secol sau mai devreme? Riscul este nu numai real, dar și mare. Vai de biet român săracul, îndărăt tot de caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna-toamnă, nici e vara-vara lui. Versurile acestea de doină, triste cum parafii, trebuie din contră să ne dea speranțe. Dacă la 1883 lui Eminescu îi se părea prezentul și viitorul sumbru, viitorul lui a devenit trecutul nostru și ni se pare strălucitor. România Mare s-a născut la numai 35 de ani de la apariția doimei. O nimică toată în viața unei țări. În satele basarabene pornită de jos, o nouă mișcare a apărut și pare a se umfla ca apa bistriței la venirea primăverii. Nu știm dacă această viitură de patriotism va mătura vadurile dintre români, dar trebuie să-i dăm o șansă alertându-te. Dumnezeu îi ajută pe cei îndrăzneți și își va întoarce fața către noi, din nou. Să credem și să răspândim Cuvântul. Vă mulțumesc!